Bună seara, sunt Sorina Oprenșan și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Partidul Șur intră în Parlament, arată rezultatele preliminare ale scrutinului de ieri. În legislativ mai accent PSRM cu cele mai multe voturi, PD și Blocul Acum. Cei de la Acum susțin că alegerile au fost fraudate, democrații sunt gata să negocieze cu orice partid pentru a face coaliție, iar socialiștii și Șor încă nu și-au anunțat decizia. La acest scrutin s-au înregistrat un număr mult mai mare de încălcări decât la altele, susțin observatorii Promolex. Transportarea alegătorilor și votarea în grup sunt printre cele mai grave. Radu Albot este primul moldovean din istorie care cucerește un turneu ATP. El a devenit campion la turneul Del Rey Beach din Statele Unite. Partidul Socialiștilor a adunat cele mai multe voturi după alegerile de ieri. Acesta este urmat de Blocul Acum, de PD și de Partidul Șor, arată datele preliminare. Cei de la Acum spun că nu recunosc rezultatele din circumscripțiile în care au votat cetățenii din stânga Nistrului, în timp ce Comisia Electorală Centrală și PD afirmă că alegerile s-au desfășurat corect. Cele 50 de mandate alocate pentru lista națională vor fi împărțite între patru formațiuni. Socialiștii, care au acumulat aproape o treime din voturi, s-ar putea alege cu 18 fotolii legislativ, cei de la Acum cu 14, democrații cu 13, iar membrii partidului Șor cu 5 mandate. Calculul a fost făcut în baza datelor obținute din cele 99,35% de procese verbale procesate și se referă la distribuția mandatelor în baza votului de pe circumscripția națională. Maia Sandu insistă că o parte din rezultate a fost fraudată și anunță proteste. Am zis că o să ne apărăm proteste. Votul, inclusiv prin proteste. Și socialiștii ar fi depistat încălcări. CEC și PD afirmă că alegerile s-au desfășurat legal și corect. Declarațiile au fost făcute aseară târziu. Eu am toată încrederea că prezența masivă a observatorilor internaționali, dar nu numai internaționali, vor demonstra că aceste alegeri au avut loc într-un mod absolut corect și transparent. La scrutinul de ieri, prezența la vot a fost de 49,22%, pe când la parlamentarele din 2014, la urne, s-au prezentat cu 6,5 puncte procentuale mai mulți alegători. Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Andrei Năstase, Maia Sandu, Pavel Filip, Marina Tauber sau Alexandru Jizdan sunt politicienii care au învins pe circumscripțiile uninominale în care au concurat. Așa se face că cele patru partide care au deja intrare liberă în Parlament își completează fracțiunile cu alți câțiva membri. PD are cei mai mulți câștigători la uninominale. Conform rezultatelor preliminare ale CEC, în 17 din cele 51 de circumscripții uninominale, învingători au devenit democrații, în alte 17 socialiștii, iar în 12 membrii blocului Acum. Reprezentanții partidului Șor au câștigat în două circumscripții, iar în trei circumscripții au învins candidații independenți. Printre cele mai răsunătoare nume afiliate politic se numără Zinaida Greceanăi, care ar urma să reprezinte în Parlament cetățenii de la Briceni. Ea l-a devansat pe un democrat. Maria Ciobanu a câștigat la Telenești. Vlad Plahotniuc a învins la Nisporeni, acumulând cu 54 de puncte procentuale mai mult decât concurentul Acum Ion Terguță. Ilan Șor va reprezenta în Parlament pe Orheieni, Marina Tauber pe cei de la Ivancea, Pavel Filip pe locuitorii din Streșeni, iar Andrei Năstase pe cei din câteva suburbii ale capitalei. Liderul PPD a câștigat obținând cu 17 puncte procentuale mai mult decât contracandidatul său democrat, Constantin Țuțu. Alexandru Jizdan va fi parlamentarul de la Neninoi. Maia Sandu a fost aleasă de moldovenii din diaspora din Europa, acumulând 80% din sufragii. Democratul Dumitru Deacov își continuă cariera politică de parlamentar pentru alți 4 ani, după ce a stat la cârma țării din 1994 încoace. El a ieșit învingător pe circumscripția de la Cimișlia, cu o diferență mică față de socialistul Piotr Pușcari. Cele 37.000 de transnistreni care au votat în circumscripțiile din partea dreaptă a Nistrului i-au propulsat în Parlament pe Alexandru Oleinic și Viorel Melnic. Socialiștii ar putea avea cele mai multe mandate în următorul Parlament, dar nu suficiente ca să formeze o majoritate. Un calcul făcut conform rezultatelor preliminare arată că PSRM ar avea nevoie de încă cel puțin 16 voturi ca să poată forma guvernul. PD se află pe locul 2 după numărul de fotolii ocupate, urmată de Blocul Acum, care ar avea cu 5 mai puține. Partidul lui Ilan Șor ar intra cu 7 mandate în Parlament.
În urma calculelor făcute de noi, în baza rezultatelor preliminare, am constatat că socialiștii au avut cel mai mult de câștigat după parlamentarele de ieri și ar putea avea 35 de mandate. Democrații vor ocupa cu 5 locuri mai puțin în plen, iar blocul acum 26 de fotolii. Și partidul Șor și-ar putea delega 7 membri în următoarea legislatură. Datele arată că niciun partid nu a acumulat destule voturi ca să preia guvernarea, iar pentru desemnarea unui premier este nevoie de o alianță. Igor Dodon spune că este gata să se întâlnească cu liderii partidelor care vor accede în Parlament după validarea scrutinului, însă pledează pentru alegeri anticipate în cazul în care nu se va reuși crearea unei majorități. Alegerile parlamentare anticipate să aibă loc într-o perioadă destul de scurtă, poate odată împreună cu alegerile locale care trebuie să aibă loc la începutul verii. Ce alte declarații a făcut șeful statului la briefingul pe care l-a organizat astăzi, vă spunem la știri. Democrații spun că sunt gata să negocieze cu toate partidele ajunse în Parlament ca să formeze o coaliție. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a declarat astăzi că este gata să se așeze cu oricine la masa de discuții. O spun foarte clar. Noi nu avem orgolii, resentimente, prejudecăți. Noi vom merge la aceste negocieri și vom pune în prim plan nu diferențele doctrinare, dar mai presus de orice, interesul cetățenilor noștri. Liderul PD a dat astfel de înțeles că este gata să discute cu toate partidele fără să le numească însă. Asta deși anterior democrații spuneau că vor face coaliție doar cu formațiunile pro-europene. Eu vreau să felicit toate partidele. Toate partidele care au participat în alegeri, căci dincolo de competiție firească, este important să lăsăm în urmă supărările din trecut și să privim în față, spre nevoile și aspirațiile oamenilor. Acum, o spun cu toată fermitatea, Partidul Democrat este gata să înceapă negocierile cu partidele și cu independenții care trec în Parlament pentru a le oferi cetățenilor o majoritate parlamentară și un guvern funcțional. Alegerile parlamentare au fost fraudate, susțin Maia Sandu și Andrei Năstase, care afirmă că cei vinovați trebuie să fie trași la răspundere. Liderii blocului acum spun că vor face propria investigație și vor prezenta un raport cu încălcările depistate. Sandu și Năstase spun că cele mai grave nereguli au fost comise la secțiile unde au votat cei din stânga Nistrului. Atunci când 38.000 de alegători, oameni care nu cunosc nimic despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, care nu au putut să spună care sunt concurenții electorale în această campanie, au venit în mod organizat, plătiți, așa cum s-a spus deja, și au votat în acest scrutin. Sandu și Năstase au spus că vor investiga personal toate încălcările care s-au făcut în ziua scrutinului. Atunci când instituțiile statului nu mai reacționează la fraude, nu mai investigează marele fraude, și aici nu mă refer doar la cele electorale, dar și la cele financiare, în aceste condiții ne-am asumat rolul de a investiga noi, oamenii din societatea civilă, cu aportul specialiștilor din țară și din străinătate, aceste fără de lege. Maia Sandu acuză Comisia Electorală Centrală că ar fi limitat intenționat dreptul cetățenilor la vot în diasporă, interzicându-le să voteze cu pașaportul expirat. Președintele CEC ne-a spus că nu comentează declarațiile concurenților electorali. Cei doi lideri ai blocului acum au declarat că vinovați de fraudarea alegerilor se fac socialiștii și democrații. Nici reprezentanții socialiștilor și nici cei din PD nu au răspuns la aceste acuzații. Iar socialiștii afirmă că nu au decis încă dacă vor face coaliție în următorul parlament și cu cine vor negocia. PSRM susține că va lua o decizie după validarea scrutinului. Până atunci, formațiunea are de gând să depună contestații la CEC și să ceară alegeri repetate în 6 circumscripții uninominale. Noi nu excludem că pot avea loc și alegeri anticipate. Socialiștii susțin că se vor expune privind legitimitatea scrutinului de ieri doar când vor vedea rezultatele finale și tot atunci vor vorbi despre o eventuală alianță cu vreun partid care accede în următorul parlament. Totodată vor depune contestații privind încălcările depistate de PSRM. Ultima secție de votare din cadrul circumscripției nominale numărul 4, Râșcani, Hagimus, candidatul nostru, a câștigat această circumscripție cu diferența de aproape 200 de voturi. Deși procesul verbal semnat de toți membrii comisiei ne-a fost eliberat, până în prezent se tărăgânează
sub diferite pretexte, introducerea acestuia în sistem. PSRM va contesta rezultatele scrutinului în 6 circumscripții uninominale, dintre care 2 din capitală, cea de pe Cantemir Cahul, Cimișlia Basarabeasca, dar și 2 din stânga Nistrului. Socialiștii spun că acolo au fost înregistrate cazuri de corupere sau tentativă de corupere a legătorilor. Astfel, Partidul Socialiștilor va cere CEC-ului și Curții Constituționale să organizeze alegeri repetate în acele circumscripții. Poziția PSRM vis-a-vis de recunoașterea acestor alegeri va fi expusă după ce se vor finaliza toate procedurile. Igor Dodon este gata să aibă întrevederi cu liderii partidelor care vor avea deputații în legislativ și este gata să convoace prima ședință a Parlamentului dacă alegerile vor fi declarate valabile. Iar dacă nu se va reuși crearea unei majorități, atunci pledează pentru dizolvare și alegeri anticipate. Igor Dodon spune că este gata să înainteze o candidatură la funcția de premier. Conform procedurii, după consultări, voi fi disponibil să înaintez candidatura la funcția de prim-ministru. Și să se întâlnească cu liderii partidelor politice care au trecut pragul electoral. Asta dacă alegerile vor fi validate. Eu cred că varianta ideală sunt coalițiile dintre partide. Nu guverne minoritare, nu partid și deputați transfugi. Sunt disponibil, după ce vor fi examinate toate contestările, sunt disponibil să am întrevederi cu liderii partidelor politice care au trecut pragul electoral. Iar dacă partidele nu vor crea o coaliție așa încât să poată guverna, în acest caz, șeful statului spune că pledează pentru alegeri anticipate. Alegerile parlamentare anticipate să aibă loc într-o perioadă destul de scurtă, poate odată împreună cu alegerile locale care trebuie să aibă loc la începutul iunie. După ce și-a ținut discursul, Dodon a plecat fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Aproape 60% din cei care au venit la vot ieri au participat și la referendum. Majoritatea covârșitoare a ales pro la ambele întrebări. Sunteți pentru reducerea numărului de deputați din Parlament de la 101 la 61 de deputați. Peste 730.000 de alegători dintre respondenți au optat pentru opțiunea pentru. Iar peste 260.000 de alegători au optat pentru opțiunea contra. Ce spun cifrele de la CEC în cazul celei de-a doua întrebări din buletinul de vot, vă spunem la știri. Ilan Șor, care spune că este mulțumit de rezultatele alegerilor, vrea ca deputații să primească mai multe împuterniciri. Parlamentarii să devină un fel de guvernator pentru regiunile pe care le reprezintă, spune Șor, care promite din nou că va transforma Moldova în Monaco. Acesta nu a vrut să spună cu cine ar face alianță în Parlament. Ilan Șor a refuzat să vorbească astăzi despre cum va funcționa viitorul Parlament și nu a vrut să răspundă la nicio întrebare adresată de jurnaliști. Acesta spune că își dorește ca viitorii deputați să aibă mai multe împuterniciri și să se transforme într-un fel de guvernator, astfel încât pe lângă dreptul de a propune legi să poată interveni ca să rezolve probleme ale comunității, cum ar fi proiecte de infrastructură. Люди там начнут жить, как в Монако. У них будет все хорошо. Шор s-a arătat mulțumit de rezultatele alegerilor. Мы констатировать, что Молдова начала просыпаться. И люди ставят акцент не на политиканов с пустыми обещаниями и очередной геополитикой, а на реальных менеджеров, которые добились конкретного результата здесь и сейчас. Dacă alegerile vor fi validate, iar Ilan Șor va ajunge în Parlament, acesta nu va mai fi obligat să se prezinte la ședințele de judecată în dosarul său de la Curtea de Apel Cahul, pentru că acestea vor fi suspendate pe durata mandatului, spune expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu. Numai procurorul general poate solicita Parlamentului ridicarea imunității parlamentare. Procurorul general prezint probele, prezint argumentele sale. Totuși, avocatul lui Ilan Șor, Denis Ulanov, spune că mandatul de deputat pe care ar putea să-l obțină clientul său nu va influența mersul dosarului și că acesta se va prezenta la toate ședințele de judecată. Primarul de Greva de Orhei este condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță în dosarul fraudelor de la BEM. În februarie curent, dosarul acestuia a fost transferat de la Curtea de Apel Chișinău la cea de la Cahul. De atunci, ședințele de judecată au fost amânate de mai multe ori, ceea ce a făcut pe experții Centrului de Resurse Juridice să afirme că poate fi vorba despre un caz de justiție selectivă.
Transportarea organizată a alegătorilor și votarea în grup de rând cu fotografierea buletinelor sunt printre cele mai grave încălcări raportate de experții Promolex. Raportul asociației arată că ieri s-a comis un număr mult mai mare de nereguli decât la alte scrutine. În ce măsură acestea au influențat rezultatele alegerilor, urmează să spună organele responsabile, susține Promolex. Raportul Promolex arată că la acest scrutin s-au comis peste 1000 de încălcări, în timp ce la alegerile prezidențiale, de exemplu, au fost înregistrate în jur de 400. Cele mai multe nereguli țin de listele electorale, dar și fotografierea buletinelor de vot, astfel că în multe cazuri voturile nu au mai fost secrete. Încălcarea secretului votului prin fotografierea buletinelor de vot, 110 incidente. Directorul de programe al asociației a evitat să spună în ce măsură încălcările pot influența rezultatele alegerilor. Postic a precizat că noile reguli i-au încurcat până și pe experți, așa încât nu a mai fost clar ce este permis și ce nu în ziua scrutinului. Transportarea organizată a alegătorilor este o faptă care trebuie calificată foarte exact în codul electoral. Acest serviciu care nu se știe cât costă, costă el până la 100 de lei sau costă el peste 100 de lei, se încadrează în calitatea de corupere a alegătorilor sau nu se încadrează în calitatea de corupere a alegătorilor. Acum este foarte complicat. Sau organelor electorale care, dacă nu în acest scrutin, cel puțin pentru scrutinile viitoare, se vină cu propuneri de amendare a legislației, așa încât astfel de cazuri să fie cât mai puține. Promolex a numărat în paralel voturile și a constatat că rezultatele sunt apropiate de cele prezentate de CEC, excepție fac totuși circumscripțiile de la Criuleni și din SUA, acolo unde există diferență de puncte procentuale, iar la Cantemir rezultatele ar fi diferite. Potrivit observatorilor, învingător pe această circumscripție este Vladimir Țurcan de la PSRM și nu Elena Bacalu de la PD. Rezultatele pot fi diferite și am explicat care sunt cauzele. Circumscripția 17, nu avem recepționate 15% din procesele verbale. Circumscripția 42, Cantemir Cahul, nu avem recepționate 23% din procesele verbale. Potrivit numărătorii paralele asociației Promolex, pe locul 1 după numărul de voturi este PSRM, pe locul 2 blocul acum, urmat de PD și de Partidul Șor. Rezultatele preliminare ale scrutinului au împărțit pe moldovenii în mai multe tabere. Unii spun că sunt mulțumiți și se așteaptă la schimbări, în timp ce alții susțin că au rămas dezamăgiți. Sunt și dintre cei care recunosc că nu au urmărit mersul alegerilor, iar unii sunt siguri că plebiștitul le va aduce foloase doar politicienilor. Socialiști на первом месте. Acum, это тоже серьезная организация. Nu sunt mulțumite deloc. De ce? Pentru că nu e așa cum trebuie să fie. Suntem dezamăgiți. Чистых выборов в Молдове не может быть. Вы посмотрите, кто рвется к власти. Вчера до трех ночи хоть и пенсионер смотрел вот все эти новости, все эти подсчеты. Не нравится мне, что в Приднестровье случилось. Мне кажется, что не очень чисто все было. Что все-таки административные ресурсы, деньги очень много решают. Результатele preliminare ale scrutinului de ieri au fost astăzi subiectul principal de discuții pentru majoritatea moldovenilor. Lumea a fost prost informată, cei mai ales alegerea pe circumscripții. Eu personal, fiind ca tânăr, nu m-am prea descurcat în ceea ce ține alegerile de circumscripții, dar ținând cont că sunt bunici, oameni mai în vârstă. Если бы они были чистыми, знаете, мы бы жили уже все всегда и хорошо. În timp ce partidele care ar accede în următorul parlament nu au anunțat ce vor face mai departe, moldovenii spun că au propriile versiuni. Șor poate să unească cu democrații. De ce credeți așa? Așa părerea mea. Cred că să mai votăm o dată. N-a să înțeleagă. Noutate că Ilan Șor, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare, și partidul pe care îl conduce s-ar putea alege cu fotolii în Parlament, i-a șocat pe unii. Nu prea bună, dacă intră în Parlament. De ce? Iată că mulți s-au făcut. Dar vedeți că eu am ajuns și el pe careva și l-a votat. Unii recunosc că nu au urmărit mersul scrutinului, fiind siguri că nu ne așteaptă mari schimbări. Ne-ați venit în țară, n-am fost la alegeri, așa că nici n-am citit pe monitor și s-a petrecut. Știu că au câștigat socialiștii. Băi, nu știu, și spun că nu prea am fost. Nu știu, sună femeie, ești mie. Auzi, mamă, ea n-ascult, care o câștigat am ea când trebuie întrebarea asta? Asta care e ușorul. Grăie lumea că o să fac cineau ăsta ca Parisul, Castelul.
Aproape 60% din alegătorii care s-au prezentat ieri la urne au participat și la referendumul consultativ inițiat de democrați. Potrivit CEC, majoritatea s-au declarat pentru reducerea numărului de deputați în legislativ și au spus că ar vrea să-i poată demite oricând. Chiar dacă plebiscitul a trecut pragul de validare, nimic nu se va schimba deocamdată. Modificările vor fi făcute doar dacă o asemenea inițiativă va fi înaintată în Parlament. Sunteți pentru reducerea numărului de deputați din Parlament de la 101 la 61 de deputați, peste 730.000 de alegători dintre respondenți au optat pentru opțiunea pentru, iar peste 260.000 de alegători au optat pentru opțiunea contra. Astfel, din datele oferite de CEC, în jur de 74% din alegătorii care au participat la plebiscit și-au dat votul pentru, iar 26% s-au arătat împotriva inițiativei democraților de a micșora numărul parlamentarilor. Datele preliminare mai arată că la întrebarea dacă își doresc să aibă pârghii ca să demită din funcție un parlamentar, alegătorii au răspuns în felul următor. Peste 790.000 dintre alegători au ales opțiunea pentru, iar peste 200.000 de cetățeni cu drept de vot au ales opțiunea contra. Referendumul a fost declarat valid în condițiile în care la el au participat 39% din alegători sau 60% din cei care s-au prezentat la urne. După prelucrarea tuturor proceselor verbale, rezultatele urmează să fie validate de Curtea Constituțională. Deși la referendum a participat un număr suficient de persoane pentru a fi validat, nimic nu se schimbă. Modificările vor fi făcute doar dacă o asemenea inițiativă va fi înaintată în Parlament. Propunerea de a organiza un referendum a venit la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut de la PD și a fost votată de 53 de parlamentari. Un bărbat de 37 de ani din Ungheni s-a ales cu arsuri pe ambele mâini în urma unei explozii produse la o butelie de gaz din bucătăria locuinței sale. Totul s-a întâmplat noaptea trecută într-o gospodărie din satul Năpădeni, în timp ce victima dormea în casă. Ajunși la fața locului, pompierii au avut de lichidat un incendiu pornit în urma deflagrației și au stabilit că aceasta s-a produs din cauza unei scurgeri de gaze. Victima a refuzat spitalizarea. Un actor care l-a imitat pe președintele nord-corean, Kim Jong-un, a fost arestat și expulzat astăzi din Vietnam. Se întâmplă după ce vineri bărbatul a mers pe străzi alături de o soție lui Donald Trump și a înscenat o întâlnire oficială dintre cei doi lideri. Cel din urmă s-a ales doar cu interdicția de a juca rolul președintelui american. Bărbatul din Hong Kong, cunoscut sub numele de Howard Hicks, a fost escortat azi dimineață de la hotelul în care se afla de 3 polițiști vietnamezi. Acesta a devenit incomod pentru că îl interpretează pe președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, la diferite evenimente și reclame. Vineri, omul a apărut și pe străzile din capitala vietnameză, însă nu singur, ci alături de canadianul Russell White, o sosia lui Donald Trump. Falșii lideri au dat mâna și s-au îmbrățișat în fața mai multor jurnaliști pe care i-au chemat din timp. Aceștia aveau alături și niște bodyguards care erau de fapt actori și ei. Tot vineri, după apariția în public, ambii au fost reținuți și interogați de poliție, iar oamenii legii din această țară comunistă le-au cerut să-și înceteze aparițiile în public. Astăzi, într-o declarație de presă, soția liderului nord-corean a declarat că autoritățile vietnameze vor să-l expulzeze, motivând că fac asta pentru că el are viza expirată. Bărbatul spune că adevăratul motiv este acela că seamănă cu Kim Jong-un. Între timp, imitatorul lui Donald Trump a primit permisiunea de a rămâne în Vietnam, dar nu și de a-și face apariția în public, cu înfățișarea liderului american. We're gonna negotiate, we're gonna try and build a sense of peace and well-being and prosperity for the two nations. We'd like to work together. Yes. În contextul în care întâlnirea adevăraților Kim și Trump este tot mai aproape, o frizerie din capitala vietnameză a început recent să ofere frizuri gratuite ca ale celor doi lideri. Donald Trump și Kim Jong-un se vor întâlni la Hanoi pe 27 și 28 februarie pentru a discuta despre denuclearizarea Coreei de Nord în cadrul unui nou summit organizat la 8 luni după cel din Singapore. Filmul Green Book a fost desemnat cel mai bun film din 2018 la gala premiilor Oscar organizată aseară la Los Angeles. Cele mai multe trofee le-a obținut producția Bohemian Rhapsody, un film biografic dedicat cântărețului Freddie Mercury și trupei sale Queen. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not.
How does he smile and shake their hands like that? Filmul Green Book, în regia lui Peter Farrelly, spune povestea unui agent de bază care lucra în baruri și a devenit șoferul unui pianist afroamerican în anii 60. Green Book s-a impus la 3 categorii de premii: cel mai bun film, cel mai bun scenariu original și cel mai bun actor în rol secundar, care a fost Mareșal Ali. I want to dedicate this to my grandmother, who has been in my ear my entire life, telling me that if at first I don't succeed, try again. It's a movie that takes place 57 years ago now, but it is true. There's a lot of things happening in this movie that are happening today, and I think people see it. Cele mai multe trofee au fost obținute de filmul Bohemian Rhapsody, care a câștigat 4 premii. Sunt premiile pentru cel mai bun montaj, cel mai bun montaj de sunet, cel mai bun mixaj de sunet și cel mai bun actor în rol principal, care a fost desemnat Rami Malek. And I could not be more grateful to each and every one of you and everyone who believed in me for this moment. It is something I will treasure for the rest of my life. În cadrul categoriilor principale, Alfonso Cuarón a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor cu filmul Roma. Pelicula s-a impus și la categoriile de cel mai bun film străin și cea mai bună imagine. Premiul Oscar a fost luat și de Lady Gaga pentru cel mai bun cântec original. Mai exact, piesa Shallow, interpretată în duet cu Bradley Cooper și ajunsă pe coloana sonoră a filmului A Star Is Born. Cea de-a 91-a gală de decernare a premiilor Oscar s-a desfășurat la Los Angeles și a fost transmisă în direct în peste 225 de țări și teritorii din întreaga lume. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează primul episod din serialul Vlad. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară cât mai frumoasă!